Ia uitați-l numai pe Cristi acolo ce pune el muzică. Cristi, toarce-te, mă. Nu vreau să văd dacă există Shrek ambient al screen, adică nu crede. Hai de pula. Ce facem good old way. Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la Q&A mult așteptate, care deși pe live mi-a scris și de peste tot mi-a scris, efectiv, cred că visul am urât noaptea cu Q&A-ul ăla și hai să-l fac până la urmă aici alături de Cristi. Yay, Lil Chris. Lil Chris aici pe zonă. Deci asta, el a apărut unde? Așa, el a... Vezi că arăt un poza pe filmare, arată chiar pe tine. Mindfuck. Deci, Cristi ăsta pe care l-au așa de față și este în fața, de mor. Așa, el a cântat în teaserul ăla de la piesă și voi l-ați înjurat pe mine, dar de fapt el a cântat, puteți să-l înjurați pe el acum, adică. Bă, îmi pare rău, n-am voce, dar încercăm și noi. Eu vreau să fac cum agent să fie fan, știi ce zic? Ce mai cu întrebările? Dă Cristi, mă întreabă, mai vin singur ca, bă, taci, mă, Cristi, nu trebuie să afle nimeni despre afacerea mea, mă. Bă, Cristi, tu ești ăsta care m-a întrebat, bă, vrei să ne dai de gol afacerea, ce faci? Bă, nu ne... Da de gol afacerea cu Linguș Castroane, mă, că de acolo îmi cumpăr eu droguri. Următoarea întrebare, trandafir. Dacă 1 plus 1 egal cu 2, atunci Ilie câte kilograme are? Îl cheamă Ilie, are 112 kg, face... Cum se începe cariera de YouTuber? Bă, se poate spune că am eu o carieră de YouTuber, mă, nu mă înțeleg, jur. Bă, eu îți cheamă o carieră de YouTuber. Uitați cu cine sunt aici, cu cine filmezi, nu puteți numi asta carieră? Nu pune mâna, că o să pice telefonul! Nu mi-și cam birou, Cristi, că o să pice telefonul. Băieți, eu îmi încep canal solo, sub la mine. M-a rugat de să-mi fac la Sony Vegas să mă pot să apuc și de YouTube în pula mea că sunt în carantină de 7 zile. Da, asta e în carantină, are corona, așa cum nu mă băgați în carantină, nu mă păriți la poliție că-s ăsta care are corona. Vă rog, eu nu mă părâți, bă. Ăsta are corona acum și nu e ok. Că trebuie să intru și eu în carantină, dar eu nu intru, că eu am corona de aici pe stradă, corona. Următoarea întrebare. Stai, ce întrebare a fost asta? A, cum s-a început cariera de YouTuber? Haideți să vă fac aici mare story time, cum am început eu să filmez pe YouTube. Stăteam într-o bună noapte, nu era noapte, era zi, da? Ce? Nu mă cunoșteam, deja stăteam eu într-o zi de, să bănuim așa, de joi și mă uitam pe YouTube la un prieten de-al meu care el atunci deja făcea YouTube și m-am gândit să mă apuc și eu că pot și uitați că n-am reușit încă să devin YouTuber. Încă sunt un handicapat aur ăla. Ce dracu faci, Cristi, de fundar? Îi se ascunde ăla acolo să-l apuce un next one. Când vine piesa, ai, Cristi, ca pentru noi. Cristi. Zii, mă, răspunde la una întrebare, când vine piesa, că tu ești aici a Mix Master, nu trebuie să spui. Le pune după ra- când se pune Rau și pe el. Da, când se pune Cristi să cânte, că am tras de el până acum și niciodată nu o pusă. Oricum o stai pe primar, deci n-are rost să vorbesc. Da, deci când se pune Cristi să cânte, atunci o să lasi o piesă. Eu mi-e zgata cu toate versurile meu. El să știe. Vexeru, de ce postezi atât? Postezi, de fapt, de ce nu fă de asta, ești prost, una mea, dar vrei să mă mori aici, dar vreau să mă moare pe filmare. De ce postezi atât de rar? Ai avut probleme, ai probleme de sănătate? Da, am probleme de sănătate, probleme mentale și ADHD se și mă stai în cap, locomotor în pula mea sau ce dracu mai am, pareză pe creier, dar cam de asta n-am postat, pentru că handicapat, în general, de asta n-am postat. Hi, I'm Viorel Milgo. Ce? Uite, asta e întrebare pentru tine. Hi, I'm Viorel Milgo. Da, dacă dorește, amin. Nu sunt gay, dar 10 lei sunt 10 lei. Dar nu zici sunt de bani. Ce? Nu zici sunt de bani. Accepti super, de om. Uite, încă o întrebare pentru tine, Cristi. Asta la... fac. Stai mai aici, te cagi după. Încă o întrebare pentru tine, Cristi, de la ProGuest Games. Faci labă dacă da, de câte ori pe zi? De câte ori pe zi faci labă? De câte ori pe zi nu-mi fac labă, pe bune acum. Ai venit tu la mine și Dancea deja sunt cură de labă de 30 de secunde trebuia să vin. Bă, eu îmi fac labă, Nu se aude. De 15.267 de ori, n-am știut-o ieri. Dar asta sunt de vreo 9.352 de ori. A, păi dacă o luam așa să mă gândesc și eu de la altă. De 3 ori, nu, de 2 ori. O dată dimineața, așa dată, tot dimineața, chiar una mă satisface. Cât de poetic a fost asta, trebuie una mă satisface. Șmecherino 3-2-1, dacă un șarpe își închide coada, are coada în coadă? Andrei, te speli? Nu, nu mă spăl. Mă spăl de o dată la 365 de zile și atunci când mă spăl o fac fără săpun și fără apă. Fac ca Viorel în plăiat.
Cam așa mă spăl eu. Asta, asta e rutina mea zilnică de spălat. Gabi, tu de cât timp fumezi? Fumezi de 8 luni. Nu. Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. De un an și o lună. Ce pula mea, cum un an și o lună dacă m-am apucat în mai? Ianuarie, vine 11 luni. De 11 luni. Deja se vede că fumezi de 11 luni, așa-i? Așa-i că se vede că fumezi de 11 luni, dar nu fumezi de 11 luni. 11 luni fumezi, frate. The Monster, la ce vârstă vrei să mori? La 16 ani. Și eu acum imediat fac 17, deci sper că nu mai e mult. The Monster, de ce am mai citit toată numele? What the fuck is wrong with you? La ce vârstă vrei să ai primul copil? La 17 ani, dacă nu o să mor până atunci. Dacă nu se îndeplinește prima dorință. Ufi, sau o-ofie, sau ufi. O să zic așa. Deci, o întrebare de la ufi. Asta mi-am zis-o eu singur acum, că de cringe ești să-mi bag. Ce jocuri îți place să joci cu prietenii? Băi, eu n-am prieten, nu știu cum să văd, eu n-am niciun prieten. Ufi, încă o întrebare. Îți place alcoolul? Nu, nu-mi place alcoolul, dar Mirinda, dacă vreți puteți să mă sponsorizi. E foarte bun sucul din doamna asta. Acidul ăsta. Gata, puteți să mă sponsorizați, Miria. Miria, ce pula mea, Mirinda. Dar puteți și Miria, n-ar lăsa ceva Miria pe aici. N-ar lăsa mai cu HyperX, PSX, Genesis, bă, ăsta-i bogat. Dacă te-ar da afară ăștia de la Glovo, te duce la Foodpanda, da, m-aș duce la Glovo, la sediu cu ghezoanul de Foodpanda, zice, băga mea, aș pula în Glovo-ul vostru. Asta aș face. Parodie forever, dacă afară e noapte și în casă, e seara, vaca ce bea. Sună întrebare pe care eu pun profesorii la elevi la teste. Sincer. Da, genul ăsta de întrebare. Pe asta o primesc cu ce la fiecare teste. Da, Alexandru Op Bujorea. Ai dorit să revii pe YouTube cu contentul de gaming, nu în special CSGO, mă refer și la alte jocuri de tip shooter. Bă, bă, da, aș dori, în general vreau să filmez acum multe jocuri horror și chestii astea, pentru că am văzut că au prins Resident Evil 7 în trecut, numai că problema e că oamenii nu se uită. Când postez un video cu ala joc, vin copiii aia de 10 ani handicapați în comentarii, pregătiți acolo cu... Mă scuzați. Pregătiți acolo cu romanul de hate. Nu mai au aici pusă foaia a 4-500.000 de rânduri. Și zici, vreau, frate, bă, că mi-ai spus la mâta de timp, pentru ce să-i guric, frate, bapul, nu știu ce. Și nu pot să postez alte jocuri în afară de video-uri pe Pornhub și CSGO hacking. Deci, na, puteți să mă căutați pe Pornhub, Raul Doica. Serios că o să găsiți Raul Doica dacă căutați. Serios vorbesc să găsești. Par și eu videori. Asta o să așa. Și s-a terminat întrebările. Dubiți, upload a photo. Și ce putem face? Putem fără pauză publicitară. Ai început să te trimiți dublu. Ok, crap. Bă, băieți, sper că v-a plăcut episodul acesta. Nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și dați un subscribe și la ăsta care n-are canal încă. Și noi ne vedem data viitoare. Am salut! Am canal, nu mai am schimbat.